Flora Ordean, Roman 24, online și monitorul de român. Care este expresia artistică pentru sentimentul de dragoste Vaturilor George, cu referire specială la concertul de azi? Foarte complicată întrebare. Expresia artistică? Expresia artistică este spectacolul care va fi în seara asta, dar bineînțeles. Sigur că spectacolul din seara asta e un spectacol mai special, pentru că eu, urmându-mi proiectul meu cultural, programul meu cultural, practic, de ani de zile, așa cum am promis, după ce am făcut acele restituiri de folclor și de muzică interbelică, după ce am făcut anotimpurile poeziei care mi-au ieșit 5 mie, cu Orchestra Simfonică și Cor Academic, după ce am făcut poezia pentru copii și poezia închisorilor comuniste, în spectacolul cu Iisus în celulă, am făcut un ciclu de spectacole dedicate unor personalități poetice, unor poeți, a zice, mai mulți sau mai puțin cunoscuți, de pildă. De pildă, poezia necunoscută a domnului Caragiale, puțină lume știe ce poete Caragiale. Am făcut poezia lui Grigore Vieru, poezia lui Macedonski, poezia lui Mircea Micu, Sorescu. Și iată acum a ajuns să fac acest spectacol din poezia lui Adrian Păunescu. Am ales această temă pentru că Adrian Păunescu, o personalitate, un personaj foarte controversat, înjurat de multe ori degeaba, și în spectacol o să și explic de ce, și o parte din poezia lui, poezia de dragoste, mai puțin cunoscută. Din punctul meu de vedere, dimensiunea poetică major a lui nu e poezia socială în care el credea, și se credea bun, ceea ce e adevărat, și din punctul meu de vedere, poezia de dragoste a lui. Și veți vedea asta în spectacol. A doua mea întrebare se referă la ceea ce credeți despre drepturile de autor și dacă și dumneavoastră considerați că este o adevărată hoție ceea ce fac cele două entități particulare care colectează aceste taxe sub oblăduirea legislativă a oamenilor politici. Doamne, eu habar n-am de chestia asta cu drepturile de autor. Nu m-a interesat, nu mă interesează. Pe mine mă fură probabil de o istorie întreagă, dar n-am primit. Primesc din când în când bani de la ei. O sumă ridicolă. Absolut, adică ceva așa, nesemnificate. Bine, eu beneficiez, între ghilimele spunând, și de faptul că spectacolul, ceea ce fac eu, nu se difuzează nici pe televiziune, nici pe radio. Eu sunt un tip mai special. Și atunci n-au de ce să-mi dea bani, pentru că eu nu fac șlagăre să se difuzeze, să fie lumea fericită. Eu fac spectacole mai, de altă factură. Iertați-mă, nu se difuzează că nu vezi noastră sau că nu pot lupi? Pe mine nu o interesează cât uși de puțin și ei n-au habar ce fac eu. Și ultima mea întrebare, aș vrea să aflu de la dumneavoastră o opinie despre starea caselor de cultură care sunt din ce în ce mai degradate și dacă vedeți o soluție în trecerea lor, în administrarea primăriilor sub această găselniță care înseamnă taxa pe ruină. Doamne, vreau să vă spun că asta e una chiar o tragedie. Din punctul meu de vedere, e o bătaie de joc, pur și simplu. Adică acum s-a speculat și chestia asta absolut jenantă. Știi că a luat foc în București. Dumnezeu să ierte pe toți copiii care au murit acolo, că n-a fost vina lor. Dar știți cum e? Gata, din cauza asta s-au închis acum toate casele de cultură. Și în mare parte au dreptate ei, ca să zic așa. Pentru că nu s-a mai investit nimic în aceste case de cultură, au ajuns, cum am spus, niște ruine, erau niște lăcașuri reale de cultură, unde își găseau locul diverse cluburi, manifestări artistice, nu mai nimic. În mare parte, eu care umblu prin țară și erau
locurile unde eu îmi desfășuram activitatea mea, adică unde făceam spectacole, s-au făcut restaurante, s-au făcut baruri, tot felul de prostii. Au închiriat administrația, managerii au închiriat diverse săli de bingo, de biliarde, de lupte, de tangouri, de tot felul de manifestări. Numai act de cultură nu se mai întâmplă. Și asta este pentru că probabil nu s-au înțeles la bani cei care diriguiază, cei care conduc sindicatele, pentru că aici e toată povestea. De la bun început ar fi trebuit ele să fie preluate de municipalitate și municipalitățile să îngrijească să aibă un loc al comunității, al primării unde să-și facă manifestările culturale, pentru că aceste edificii au fost făcute. Dar ea se ceartă, absolut ridicolă situația. Nimeni, sindicatele nu mai există practic decât așa, din când în când apare câte un lider din ăsta sindicat care constată că pe măsură ce trece timpul se îngrașe și pe la televizor se vaită, dar îi mai scot din când în când în stradă când au nevoie de nu știu ce. Mai fluieră, mai cântă, mai dansează, mai cer. Sindicatele ce să spună? Și atunci, neinvestindu-se nimic în aceste case de cultură, că nu au avut bani și niciun interes, ele s-au degradat, fără doar și bani. Cineva ar trebui să pună mâna pe aceste lăcașuri de cultură și să le reabiliteze câtă vreme ele există. Dar mie mi-e teamă că se întâmplă cu ele și să se întâmplă cu toată industria română. S-a ales praful de toate clădirile de infrastructură, ca să zic așa. Eu sunt de acord. Gaură neagră, cheltuia enorm din punct de vedere energetic ca să ține marile combinate și marile... Mă, dar nu le distruge. Adică închide-le, pune-le în conservare, o să vină un japonez deștept, să zicem, și să retehnologizeze. Dar nu distruge clădirea. Ori am senzația că așa se va întâmpla și cu aceste case de cultură. Se vor demola. Și în locul lor o să apară un bloc al, nu știu, cărei companii multinaționale. Probabil. Mi-ar părea rău. O întrebare și am fugit să rămânăm în strălucină, să vină ați venit la Roma. Știi că am eu un cântec foarte frumos. De ce ai venit? De ce ai mai fi plecat? Da. Adrian Păunescu, eu țin minte așa o definire a lui pe vremuri într-o România literară, nu știu cine a spus, dar spunea așa: poetul dintre dragoste și război, îl încadream aici. Exactly. Da. De altfel, una dintre poeziile care sunt în spectacol în seara asta, chiar așa se cheamă, declarație de dragoste. Eu când am făcut o declarație de dragoste, parcă am făcut declarație de război. Să fie între ultimii, dacă nu chiar ultimul, mari poeți care au pus flacără în poezia de dragoste. Nu, nu. Poezia de dragoste urmează. Sunt, cum să spun, la mine o chestie mai specială. Din generație vorbesc. A, din generație, da. Bine, eu am și spus, odată cu moartea lui, pentru mine poezia română s-a oprit. La el s-a oprit pentru că eu am fost contemporan cu această generație. Eu am... Adolescența mea artistică s-a desfășurat sub lânda oblăduire a unor mari spirite, începând de la Vulpescu, în primul rând. Vulpescu, Nichita, Sorescu, Ion Alexandru, Cezar Ivănescu, Blandiana, Păunescu, Vieru, toți, vezi, mi-am mai rămas, mai rămăsese Adrian Păunescu, a murit și el. Eu am simțit ritmul poeziei lor atunci când am făcut spectacole și m-am pus în slujba poeziei lor, pentru că am fost contemporan cu ei. George, da. Cum să spun, acum generația de astăzi, ei și-au găsit într-un fel în mine, Dumnezeu a vrut așa, omul care să le pună într-un fel în valoare poeziile. Acum trebuie să apară un tânăr care să pună în valoare poezia generației lui, poezia poeților de azi. Eu mă uit să văd ce poezie se scrie astăzi și sunt speriat ușor. Dar mă rog, fiecare perioadă a istoriei și a vieții își are reprezentanții. Veniți cu drag la Roman și am încheiat. Păi vin cu drag că tot să mai am unde să vin. Sigur, sunt orașe mari în țară unde mă duc cel puțin la fel de rar ca la Roman. Dar
Totdeauna am considerat și consider că aceste orașe, nedreptățite din punct de vedere al manifestărilor culturale, de valoare, a zice, lucruri importante, trebuie sprijinite, pentru că e mare păcat. Oamenii născuți și crescuți în Roman n-au nicio vină în fața lui Dumnezeu că nu n-au cea oia din București, sau oia din Nasa, oia din Cluj, sau, da? Sunt și ei tot oameni și ar fi normal, cred eu, ar fi firesc să aibă pe această scenă spectacole mari. Este înainte jucam pe scena națională din Craiova și aveam un program clar. Făcea parte din programul teatrului. Acopeream noi Teatrul Național din Craiova, toate micile orașe ale regiunii Oltenia. Că nu exista zi în care teatrul, săptămână în care Teatrul Național să nu aibă o zi de plasare într-un din orașele mici ale țării. Adică, la Roman ar trebui obligatoriu, din punctul meu de vedere, aici având două instituții la doi pași o săritură de cultură importante, adică două filarmonici și Bacău și Iașu, două teatre și Iașu și Bacău, aici ar trebui săptămânal să aibă loc câte un spectacol. Vizind pentru că avem teatrul nostru minunat de amator, de minunat, mulțumim tare mult și mai cortis. Între amator și profesionism e o diferență. Mică, dar necesară. Eu m-am făcut. Păi foarte bine. Da, mulțumesc. Vreau să mă întreb, în străinătate, cum o primesc? Scumpa mea, eu în străinătate nu mai am niciun fel de plăcere să mă duc. Pentru mine, marea bucurie a fost înainte de 89, când într-adevăr m-am dus cu mare dragoste și unde eram primit absolut extraordinar, pentru că acolo mă întâlneam cu adevărata emigrație, ca să zic așa, diasporă românească. Erau oameni care fugiseră din țară pe criterii politice, pe neadaptare și nu mai aveau voie să se întoarcă înapoi. În clipa în care ei erau acolo, aici familiile erau persecutate, venirea lor înapoi în țară ar fi însemnat arestarea obligatorie. Și atunci singura legătură cu țara era eu cu poemele și cântecele mele. Și ei mă primeau într-adevăr extraordinar. Diaspora de astăzi nu mai mă onorează, câtuși de puțin. Pentru că nu mai e o diasporă, cum să spun, economic plecată. Ori am mă duce eu, de pildă, la Roma, unde mă tot cheamă, la Roma, la Madrid, la mă tot cheamă de ani de zile, și să nu știu să le cânt o manea, ar fi o tristețe mare. Înțelegi? Și atunci prefer să nu. M-am dus la Milano, acum 2 ani, cred. M-am întâlnit cu oamenii de acolo și un altfel de public. Bine, la mine oricum vine altfel de public. Păi, asta e scumpă. Românii care ar merge din străinătate, care ar veni la spectacolul dumneavoastră, nu sunt cei care ar vrea să asculte manele. Îmi pare foarte rău că te dezamăgesc, dar românii care trebuie să vină la spectacolele mele nu vin. Poate tocmai de-aia, crezând că se amestecă și nu le face plăcere. Eu să spun din experiență. Mă doare asta. Am fost anul trecut în Germania. Sigur, la Stuttgart am avut o sală de 500 de oameni extraordinari, care la final erau în lacrimi și fericiți. Deci înseamnă că mă primesc bine. Nu se pune problema asta. Sigur că mă primesc bine. Nu mai îmi face mie plăcere să mă duc. Asta e cu totul altceva. Plăcere în Germania, când i-ați făcut pe cei oameni fericiți? Ba da. Mi-a făcut plăcere. Dar știi cum să spun, mie mi-era drag să mă duc în Australia, în America, aici dacă le e dor de părinți și de acasă, se urcă în avion și vin repede în 2 ore. Dacă vor să vadă un spectacol de calitate, nu-mi face plăcere să mă duc să cânt în sălim proprii. Pentru că românii nu, îmi pare rău să spun asta, știi? Dar ei se zgârcesc acum în Germania. Adică își puneau problema să coste totuși 15 euro un bilet la Tudor Gheorghe, li se pare enorm de mult. Și am spus, sunteți total nebuni. La Fălticeni mă plătesc ăștia din România, mărâți ăștia, mai mult decât voi. Au altfel, gândesc altfel. S-au rupt. Asta este. Vreți să vedeți un spectacol de calitate? Bite în România. Avion, paf, condiții excepționale.
vedeți Primăvara Simfonic, cum să spun, Corul Madrigal, Orchestra Națională Radio în spate, 4.000 de oameni în sală la Sala Palatului și vedeți ce înseamnă. Asta sunt. O singură întrebare mai am. Au fost un mare succes spectacolul lui Andrei Rieu anul trecut în vară la București, mult mai mare succes decât în alte țări, care au pus și voci critice, care au spus că ceea ce face Andrei Rieu nu este ceea ce ar trebui ca să aducă adevărata valoare a muzicii clasice pe care el o cântă. Aveau dreptate cei care spuneau asta. Andrei Rieu este un mare artist, incontestabil, un mare artist și mai mult decât atât este un mare showman. El face niște spectacole extraordinare. Adică, dacă vrei să asculți muzică, într-adevăr, clasică, te duci tată la Ateneu, într-o sală de asta și asculți mari violoniști ai lumii. El nu este unul dintre mari violoniști ai lumii. El este un mare artist, dar întâi și întâi este un mare făcător de spectacol, ceea ce este. E fabulos ce face el. Vezi, ca și când asta li s-a reproșat celor trei mari tenori că vin și cântă opera în stadioane. Da, da, dar au adus opera în stradă, ceea ce e un lucru extraordinar. Și Rieu face asta. Aduce părți, nu tot, ce e foarte deștept ce face el. Eu fac doar și poate un mare artist. Care mai este relația dumneavoastră cu administrația publică de la Craiova? Mi se pare că sunteți și cetățean de onoare. Doamne, sunt și la Chișinău cetățean de onoare, și la Izbiceni, și la Onești, și la... Sunt cetățean de onoare în mai multe locuri. Da, lumea mă iubește și nu văd de ce n-aș fi. Bun, dar aveți o relație specială cu primărița de Craiova? Nu specială, cum să spun, ne întâlnim când mă invită de multe ori, vin la spectacolele mele, mă întreabă ce să facem. A făcut un lucru foarte interesant, o tabără de sculptură pe tema Tudor Gheorghe. O fată care se mișcă bine, a făcut lucruri foarte frumoase în Craiova. Nu știu ce să va alege, că la ăștia în spațiu politic e mai dificil să le prevezi viitorul. Bun, dar o veți sprijini în campania... N-am sprijinit niciodată pe nimeni. Mi-am spus doar părerea. Nu am diferență, da. Erați un mare îndrăgostit de Cozi. Acele... Sunt. În continuare. Sunt. Ultimele mele spectacole cu Tarafu. Mai că, vezi, Nata Cobza nu poate să stea lângă Adrian Păunescu. Cobza stă lângă folclor, stă lângă poezia populară. Și atunci când e vorba de restituirile folclorice de care vorbeam, acele cinci spectacole făcute de mine cu muzica populară ce se cânta în perioada interbelică, atunci obligatoriu e Cobza la mine în brațe, pentru că asta reprezintă sufletul românului. Atunci veți reveni cu un nou spectacol de tenor? Nu știu, habar n-am, acum am alte gânduri, cine știe, s-ar putea. Eu mi-am făcut datoria, am făcut acele cinci spectacole de folclor, cântece adevărate. Și din păcate, alea de le cânt eu, nu le vedeți nicăieri. Din păcate, se difuzează tot felul de aberații folclorice, mă rog, peste... Și asta mă doare foarte mult, pentru că, nu pentru mine, nu mă interesează pe mine, dar pe mine mă doare faptul că aceste cântece extraordinare nu sunt preluate de generația tânără, de copii care cântă și cântă făcături din astea folclorice, în loc obligatoriu ar fi. Și acum ne-am spus, când am fost în juriile astea de folclor, fost președintele juriului la Festivalul Maria Tănase de vreo două ori, pretențiile mele au fost așa de mari încât m-au dat afară, m-au schimbat. Că nu mă potriveam cu ce voreau ei. Dar asta ne alinge. Și am spus, vrei să vii la Festivalul Maria Tănase? Nu mai veniți cu vorbe de asta. Știți cântecul ăsta l-am auzit de la bunica, de la... Aiurea, nu mai există. Bunica ascultă Taraf. Bunica se uită la televizor și ascultă favorit, se uită la etnos. Nu mai e. Așa că e rar de tot, n-au mai. Folclorul a murit, uitați-vă la mine. Folclor, gata. Folclorul a început să moară din clipa în care s-a inventat rima ogorul tractorul.
prin secunda aia, folclorul a început să coboare. Alexandra Crebescu din partea postului local de televiziune Român TV este bine cunoscut faptul că în perioada comunistă ați fost constrâns să nu concertați. Nu tot timpul. Nu. A fost o perioadă. M-au interzis definitiv o perioadă, dar asta da. Și sunt sigură că și pentru politicienii de astăzi puteți fi considerați în comun. Sunt adevărat. Dovadă că nu mă onorează cu prezența lor la spectacolele mele. Nu vin. Exact. De aceea eu vă întreb în felul următor. A fost acea perioadă cea mai dificilă din carieră sau sunt altele pe care ați vrea să le descoperiți astăzi? Nu. Din punct de vedere al vieții mele, ca să zic așa, cea mai dificilă perioadă a fost perioada trecerii mele din copilărie în adolescență, când a fost arestat și închistat, a condamnat 22 de ani. Aia a fost perioada grea pentru mine, pentru că m-a lovit exact în perioada cea mai dificilă, de la copil la adolescent. Dar, fiind o fire foarte, știu, optimist, am trecut peste aia și iată că m-am ajuns totuși ce am ajuns. N-am luat în seamă. Vezi, mie îmi displac profund oamenii care se plâng. Și n-am putut să fac, am fost oprit. Nu te-a oprit nimeni niciodată să faci nimic. Pe mine m-a oprit și m-a oprit un timp. M-a oprit un timp și după aia mi-am dat drumul. Nu se poate. Și acum ce să mă opresc? Am făcut acest spectacol cu degeaba, care nu convine nimănui. Dar absolut nimănui. Dar nu... Ați amintit în seara asta de două ori despre pe tineri și ultima dată ați venit la urmă cu lecția. O lecție, o altfel de lecție. Da. Ce vor învăța tinerii în seara asta și cu ce vor rămâne? Vor rămâne cu redescoperirea sentimentului de dragoste și vor descoperi un poet, Adrian Păunescu, pe care nu-l știu, decât aparent. Înțeleg tinerii astăzi ce este dragoste pentru dragul meu, tinerii se împart astăzi în două categorii. Unii care vor să știe și alții care nu interesează. Ăia care vor să știe au șansa să continue să devină oameni. Ăia care nu interesează rămân să fie, să creadă orbește în ce li se spune. Și asta este. Este cel mai mare pericol și cel mai grav. Lipsa de educație, lipsa de repere etice, morale, adevărate. Nu mai au, copiii nu mai au de ce să se sprijine. Lor li se arată și li se spune la toți. Vede mereu la televizor, da? Aici este informarea numărul 1. Spune mereu, vedem, îi arestează pe ăștia, îi duci, ne spune câte milioane, sute de milioane au furat și după aia îi vedem liber plimbându-se. Și atunci tânărul meu, ce rost are să învăț? Uite, becalii câte clase are. Borci, ai văzut ce viață duce. Ce rost are. E dureros. Eu mă întâlnesc cu tinerii, m-am întâlnit cu ei în străinătate și pentru mine sunt încrezător, eu sunt încrezător în potențial fabulos al creației și al potențialului creativ al acestei generații asta, a voastră, tinerii de astăzi. Și acum am spus, voi aveți datoria exact ce au făcut prepașoptiștii care pe la facultățile din lume s-au întors și au făcut România. Așa și doctoranzii mei de azi și intelectualii mei de azi care stau prin străinătăți la marile universități ar trebui să vină și să facă din nou altă Românie. Sigur că le-am și spus, dacă veniți 20, vă mănâncă ăștia de nu vă vedeți. Dacă veniți 4.000 odată, unde lucrați sex de la CV-urile voastre multinaționale, uite așa vă primesc. Uite așa vă primesc, dacă scrie Harvard pe tine, ia să vezi cum îți găsești loc. Nu avea pretenții să intri în guvern, în chestie de asta, nu. Acolo trebuie să vă câștigați locul. Cum ar arăta țara asta dacă Parlamentul României ar fi compus în o 300 de minți din ăștia întorși din lume? Bătălia pentru televiziunea națională. Doamne, am fost un membru în Consiliul de Administrație și propus de dor să fiu președinte la televiziunea națională.
Când am spus ce am de gând dacă vreau să fiu președinte, m-au dat afară imediat. Au spus, e pericol. Regretăm că e o instituție care ar trebui să funcționeze. Ea a început să funcționeze atâta vreme cât a fost un anume domn Nicolau acolo. Un om care făcuse dintr-o editură inexistentă Nemira, da? Făcuse o editură de marcă în țară. Și câte vreme a fost președintele televiziunii, a ridicat material vorbind extraordinar, a lăsat bani mulți acolo, făcuse, începuse de astea să lucreze altfel. Și normal, dacă merge un lucru foarte bun în țara asta, trebuie să facem în așa fel, cumva, să nu mai meargă. Și iar cât am reușit. Ce dezastru, e nenorocire. Și televiziunea asta ar trebui desființată, din punctul meu de vedere, închisă pentru, eu știu, o săptămână de zile, date numai filme, știri, și regândit tot. E o cumetrie în televiziunea asta, e o rubedenelă între ei ce nu s-a pomenit. N-ai, dacă ești un tânăr talentat și vrei să intri cu idei în televiziune, n-ai loc. N-ai loc. Asta vă spun ca om care cunosc din interior toate treburile astea. Cum să meargă bine? De pildă, toate televiziunile astea private, am făcut un spectacol extraordinar la Sala Palatului, care a durat o săptămână. Se chema Săptămâna Risipitorului de Frumusețe. O săptămână, seară de seară, în care făceam alt spectacol. Deci nu se repeta niciun vers dintr-un spectacol în celălalt. Nimic, pe 7 teme total deosebite. Toate televiziunile astea private au făcut din asta aproape un eveniment. ProTV m-a chemat în direct la ESC, am stat de vorbă cu ea, la Antena 1, la Canal D, la toate astea. Singura televiziune care nici măcar n-a amintit că are loc un asemenea eveniment a fost Televiziunea Națională, TV. Și mă bătusem alături de Răzvan Teodorescu și Ecaterina Oprău cât am fost membru în Consiliul de Administrare. Nu, membru CNA, am fost chiar membru CNA. Mă bătusem pentru înființarea TVR Cultural. Și reușisem asta. Vă referiți la acel maraton de concerte în 2006? Da. La Palat. Și gata. Vezi, Televiziunea Națională nu știu care e menirea ei. Venirea ei este să o plătim de fiecare dintre noi, odată cu energie. Da, aveți dreptate. Vă mai doare ceva? Mulțumesc frumos! Cu plăcere!